Am ieșit în parc cu toții un pic așa. Nu este deloc aglomerat, suntem în parcul tineretului. Este o zi de sâmbătă. Aniția este la ora de role. O să vă arătăm cum este la ora noastră de role. Avem ora de role din când în când, nu este ceva constant. Însă Aniția îi face mare plăcere și când își dorește, bineînțeles că ne prezentăm aici. Și ne rugăm de doamna profesoară să ne aștepte, pentru că noi nu suntem niciodată la timp. Slowly, Ane, she might fall. Acum fetele împartă o înghețată. Ane și-a cumpărat-o singură. Îmi place să le dau bani să se descurce, să își cumpere singure. Le crește independența. Și își depășesc niște limite. Ane, come back! Ane! Come back, baby! Și uite, așa devin soprană, pentru că este necesar. Cum să mă audă dacă sunt departe? Sopranele lucrează bine și în parc. Voi profita de timpul în care Anisa este la role, la ora de role, pentru a consolida relația Ane-Natalie. Natalie iubește tot ce face Ane. Iar Ane adoră să o învețe pe Natalie ceea ce știe ea mai bine. Deci e simplu, am rezolvat. Dragă Natalie, lecția numărul 1, pe bicicletă, te rog. S-a terminat. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Copil fericit. Exerciții făcute și bine. 1 și 2. Perfect. Și 2. Problema a fost pălăria. Pălăria aceea pentru Natalie n-a fost bine primită. Probabil trebuie să cumpărăm a 17-a pălărie. A 16-a nu a îndeplinit nici ea condițiile necesare. Anisia se descurcă destul de bine pe role, având în vedere faptul că vine foarte rar la lecții și se pare că a provocat-o și pe Ane. Ea a rămas de data aceasta la prima ei lecție de role, iar noi profităm de încă un moment, acela de a crea o legătură frumoasă între Anisia și Natalie. Se pare că mingea a fost liantul lor, dar Anisia a obosit. Dar ce, ea nu poate să fie un bebeluș? Evident că poate. Până la 120 de ani va fi bebelușul meu. Iubirile mele. Trebuie respecta ritmul fiecăruia. Și să nu uităm de înghețată. Dacă Anea a avut, trebuie să aibă și Anisia. Și cine profită? Natalie! Ea mănâncă din ambele! Liniște, vă rog. L-ați văzut pe mâncăcios, da? Era acolo. Avea și el treabă, evident. Haideți să vedem ce face Ane. Tu dă-ți așa, Anisia. Prima oră de role? Cum a fost? Hai. Nasocul la mine? Și mânuțele întinse frumos? Hai, ce frumos! Și? Ce frumos patinează, Ane! Și? Ia uite! Da, să mergi în parc cu patru copii este o provocare. Durează jumătate de oră să cobori din mașină, să pui role, bicicletă, cască, genunchiere, sistemul de purtare, bicicleta lui Natalie. O jumătate de oră. De asta de obicei suntem întârziere la role, că ne ia foarte mult să ajungem aici. Dar este frumos! Și jos, căruțor! Și alunec, alunec, alunec!
Pentru că a fost atât de frumos, a vrut și a doua zi. Toată trupa, evident. După ora de role, rămânem în parc. Eu cu toți patru, fetele au treabă cu bicicletele, dar se pot duce numai în jurul meu. Iar eu cu Natalie avem treabă cu mingea și cineva cere cadouri, ca de obicei. Ceva, un suvenir, el nu are nicio pretenție. Îl doarme când l-am pus în sistem, doarme. Să aveți curaj să mergeți cu ei, cu reguli, bine.